Măcar v-ați mai uitat să vedeți ce e aia? Despre ce e vorba azi? Ai idee ca care sunt componente și aveți de rezolvat. Am aterizat. A ajuns trenul mai ceas? Vă spui că vreau special pentru Carmen.
amintesc negative. Ce mai am? Blesteme am. Da sau nu? Da. Ce mai pot să am? Haideți. Problema. Cu emoțiile negative ce facem? De exception. Discutăm. Deci entități negative. Acum le enumerăm doar. Chiar ce putem să facem cu entitățile negative? Am zis exorcizare. E corect. Pe asta ține de exorciști. Știți faza când am zis eu povestit școală de exorcism? Crezi că îți trebuie o școală specială ca să fie exorcist? Ha? Da sau nu? Nu. De ce da, de ce nu? Deci, am pus și molită. O să merg în frumos să nu mă deranjeze. Oricum o să mă deranjeze. Că de-aia le pun. Blesteme. Credeți că am pus molită degeaba pe YouTube? Am pacienți care sunt în alt oraș, care au karme grele. Nu știu ce spun. Hai, tu dă drumul la molită și eu fac ce știu eu. Ce zici? Cum poți să ajut un om care e în alt oraș? Blesteme. Ce altceva mai am? Problema de fond este rezolvarea energiei astea
care vine de altă dată. Articole de bani. Deci, frici. Ce mai pot să am? Da, dar asta intră la entități. Negativ. E un demon la pot. E un mare. Atât mai multe energie negativă, de avort mai multă, cât a fost mai multe avort. Fici, ce altceva? Hai. Gândiți. Ajutați. Judecăți. Da? Judecăți. Da? Judecăți greșite. Altceva. Boli? Nu, mai degrabă traume. Adică, dacă am murit sufocat, da? Mi s-a întâmplat în regresie așa ceva, o persoană care avea claustrofobie și este soldat, mă rog, a fost lovit cumva în timpul luptei, a fost înmormântat la cremată, s-a trezit în groapa de viu. Urâtă senzație. Tu ca psihoterapeut o simți. E groaznic. Da? Deci traume. Traume pot să fie traume fizice? Da? Da. Adică, dacă am fost spânzurat, pot să am senzație de sufocare? Da. Da. Normal. Ce mai ce componentă mai are karma asta? Deci are componenta și karmică de neam. Da? Deci tot ce e pe neamul meu. Ce? Sinucidă și crime. Dar când apar sinucidă și crimele, aici apar tot entitățile negative. Ideea e felul următor. Aici apare următorul aspect. Dacă ai pe cineva care s-a sinucis, el are două posibilități. Ori se duce și se spăjește vina, cei 7 ani de stat, unde stă și după aia își continuă întoarcerea către Dumnezeu, sau are dreptul să devină demon. Problema e cu unul asemenea, toată lumea crede că după 7 ani, gata, se întoarce către Dumnezeu. Nu! El are libertatea să devină rău. Și dacă devine rău, atunci începe să-i ispitească pe cei din neamul lui. Și de asta vezi un neam care tentative de suicid a avut și mama și fiica. Pentru că undeva în trecut, în neam, e cineva care s-a sinucis, a ales să fie rău. El măsor și este la minus. Și el, de fapt, are ca misiune personală să mai agațe pe unii. Și aici intervine tot un exorcist. Adică exorcist ce înseamnă? Unul care îl învinge. Ia cu pățână, ca în film, așa. Neam. Ce altceva mai pot să am? Apropos, să vă zicem. Obiceiuri sau ce da, vrei să spui? Obicei, scheme de gândire. Scheme de gândire mai degrabă. Da. Scheme de gândire pot. Scheme de gândire. Și mai pot să am ce? Obiceiuri. Ce mai pot să am? Pentru că asta se transmit. Din viață în viață. Anumite obișnuințe. Ritualul. Nu, ritualul cât. Ce să spunem la moși? Tabiet. Da. Poți să rămână și să se transmite din altă viață tabietul. Și vezi că ați văzut-o copiii bătrânicioși? Da. Deci copiii bătrânicioși sunt aia. Deci eu sunt, de exemplu, copii care sunt bătrâni care n-au bani, știi? Sau mai știu ce și ei vor o singură pereche de pantofi. Și
Ăia stau. Ăia. Mai pantofie. Greu să scoate treaba asta. Și vezi așa, deci sunt ăia care și au, cum să spun eu, până și cum se mișcă, se mișcă ca niște morte. Altceva, ce mai pot să am? Bine, obiceiurile intră tot la programe. Ticuri. Dorință. Da, pot să existe dorințe neînvinite de altă dată. Corect. Și aici pot să existe ticuri, da? Deci faceți un efort de imaginație. Nu mai apun dată să scriu. Poate că nu vreau să scriu de mine rău. Deci știi ce altceva mai pot să am? Mai e? Minciuna o spune că mai puteți? Nu. Deci, dacă e patologic. Dacă e mitoman, în alte vieți. Ok, dar datoriile... da, intră tot la carul. Datorii față de alte persoane. Corect. Da. De persoane. Poți să am datorii care arunce față de animale? Poți să am datorii care arunce față de natură? Față de mai ce poți să am datorii care arunce față de natură? Exact. Față de Dumnezeu, față de Univers, față de Sfinți. Poți să am o datorie karmică vis-a-vis de Maica Domnului? Da! Haideți să vă explic unii. Față de Maica Domnului, față de Iisus, față de Doamne, Doamne, față de Sfinți, față de Cer. Pot să am. De ce? Foarte simplu. Deci, într-o viață am tratat subiectul teologic. Și am avut o viață în care am studiat despre teologie. Da? Dar am vorbit foarte mult despre Dumnezeu Tată și n-am scris niciun cuvânt despre Dumnezeu Mai. Despre principiul feminin individ. Am creat un dezechilibru în Univers. Și atunci, ca să echilibrez în viața următoare, nu trebuie să vorbești despre principiul feminin individ. Clar! L-ați înțeles? Deci pot să am datorii karmice inclusiv față de Cer, față de Univers, față de entități. Deci, în principiu, cred că am cam tratat. Și datorii care ce pot să am, apropo de, știți rugăciunea aia pe care am făcut-o eu, față de tot ce este scris acolo. Pot să am datorii care mici vis-a-vis de sexualitate? Da. Da! Pentru că se poate să fi folosit sexualitatea într-un mod greșit, și în viața asta trebuie să învăț. O să am datorie care față de orice dar pe care l-am avut altă dată și... și pe care l-am folosit prost. Corect. Deci, absolut față de orice dar. Bun. Asta este să zicem despre datorii. Acum... Karma personală. Asta sunt eu. Și asta, să zicem, e karma mea personală. E mai mare, nu? Acum nu mai e mai mare la mea, dar mă rog. Și ăsta este neamul meu. Etc. M. Și are karma asta de neam. Da? Deci, propriu zis, karma toată este suma asta. Bun, ce fac cu ea? Și când spuneam eu, apropo, legarea de blestem de folosirea de lumânări, să nu credeți că se folosesc altfel lumânările în cazul ăsta. Și atunci am două chestii.
pe care le fac eu, când e vorba de plata carnică. Și anume, astea... Astea sunt numele puse în cruce, da? Frumos, nu? Se înțelege? Mă rog, eu sper că înțelegeți. Astea sunt numele egale. Da? Și imaginez. Poți să-mi imaginez asta? Și de ce pot să fac? De ce pot să fac? Păi de ce pot să fac treaba asta? Pentru că o duc de desubt și începe și se sublimează din ea. Dar de ce pot să fac? Că o duc, o duc. Dar de ce o duc? Eu vreau să scriu direct. Bun. Iau asta și o conectez de desubt aici. Și atunci ce fac în mâna mea? Transformă. Transformă în lumină. Pot. Dar nu transformă tot. Pot să condiționez, să anihilez programe, scheme, da? Și aici intervine asta. Asta. Produce o energie. Energia asta îmi dă puterea să folosesc algoritmul. Se anihilează cu lumină și iubirea se direct. Folosesc și lumină, zice, da? Toate programe, scheme. Tot ce ați văzut. Intenția mea, simplu, este de la sfârșitul acestui seminar. Aveți mai puțin de probleme. Unul dintre lucrurile pe care puteți să-l faceți este rugăciunea personală. Care puteți să faceți chiar din curs. Hai! În timp ce facem treaba asta și voi vă rugați, ce vreți să vă spun eu? E seminar? Aștept întrebări. Metode și tehnici. Ce anume? Metode și tehnici de folosire, în afară de iluminări și de tehnici. Ok, ai văzut. Bun. Safira, da? Știați că MF-ul unui om crește cu 10% dacă citește 3 catisme? Deodată. Ce ziceți? De curiozitate să vezi. Bine, depinde și MF-ul omului, da? De om. Da, dar există cazuri în care MF-ul unui om poate să împrească dacă citește 3 catisme. Nu e vorba de carte foarte mari și foarte greu. Adică de la 70 la 81 zici, citește și tu 3 catisme să poți să-ți fac și am bani. Nu v-am niciodată așa? Am uitat. Nu, am zis, dar nu vreau. Deci câteodată, deci, dacă măsori și ele la 70, EBF-ul, și nu poți să-i faci șabar, bărbați, nu poți carice. Și poți spune, mă, citește și tu 3 catisme, nu trebuie să le citești cu toate într-o zi. Până azi, una, mâine, alta. Și după ce ai citit 3 catisme, poți să faci șabar. Fără să bagi în plăți carice. În o altă formă de plată. Postul negru. Cea mai bună. Da? Nu singur. Eu nu sunt de acord foarte mult cu postul. De ce? Pentru că, în perspectivă, postul ținut la lantala distruge organismul. Nu-i face bine. Organismul ăsta nu-i făcut să trăiască cu... Nu. Numai cu lumină. Așa că dacă... Poți să trăiești cu lumină și cu... Sunt absolut convins. Dar nu asta e sensul să ajungeți voi să trăiți cu prană. În măsură ce o să aveți lumină, o să vezi că nu o să mâncați nici în ce mai puțin. Că nu mai simți nevoie. Da? Deci asta este una. Rugăciunea. Postul negru. Evident că în anumite... Aici apar posturile lui Valeriu Popa pentru cazuri de carne grele, oșavele pentru carne grele, deci pentru boli de alea grave. Pentru că o boală gravă e clar că se datorează unei carne.
Nu vorbesc de cei care și le autoinduc. Sunt cei cu valori bune, care dau karma, dar și le produc singur că vor să moară. Se și deștept. Proști, da, mă rog. Păi dai seama că omul care își produce boala și vrea să moară, înseamnă că n-a înțeles ce importantă e viața. N-a înțeles că, băi, ce dacă poți să mai afli răspunsul la o întrebare, merge să te mai târâi o zi. Întrebarea, ce se poate să existe? Acea întrebare care îți dă liniștea pentru totdeauna? Cam cum ar fi să ratezi cu o zi? Băi, e clar? Da. Și atunci nu merită să trăiești cu alea. Merită să trăiești. Și una dintre, să știți că în parcursul vieții voastre, o să aveți ispita plecării. Și sunt mulți maestri care au ales să plece. Pentru că, într-adevăr, pacea de dincolo e foarte atrăgătoare. Bine să pleci, mă, ce bine e dincolo. Și poți să pleci și de dincolo, nu-i problemă. Dar nu o să pleci niciodată cum pleci de aici. Iar de dincolo pleci doar dacă e cineva destul de deștept aici care să te ajute să pleci. Deci tot prin ăștia de aici pleci, de dincolo. Nu e clar? Așa că voi maestrilor, că la un moment dat vine acest moment, stai și întreba ce vrei, mai stai, mai pleci, mai... Aveți grijă. Eu am avut așa o tentativă să plec. Poți să spui ceva? Să ce? Nu poți să faci un program, că ăla este în timp real. Știi? Adică acolo ești tu, dincolo de toate, tu cu un picior în lumea de dincolo. N-ai cum să faci un program, pentru că acolo nu mai sunt valabile programe de suflet. Că nu, ține de, nu mai ține de partea asta. Ești acolo. Și acolo ți se spune, știi, poți să pleci dacă vrei, da? Ai mai putea să stai, să pleci pe alții. Dar știi, când, păi, liniștea e, e atât de atrăgătoare. De asta, pe undeva, e mai bine să nu știi cum e dincolo și să nu te bagi foarte mult în partea cealaltă. Pentru că tentația de a lucra e foarte mult. Bun, altfel. Hai să luăm sistemele noastre. Prin Reiki, cum pot să rezolv problema? Apropo de plăți karmice, cum se rezolvă problema cu demonii? Că asta vreau să vă spun. Ai două probleme. Ai două modalități. Știți, există o fizică, se spune, în fața unei bariere se opresc boii pe dedesubt trec căței și peste ea s-au bulării. Da, ceva de genul. Ideea este... Ai două modalități. Ori plătești, plătești aur spiritual și îi pleacă. Și asta este tot ce ține de rugăciune și poți presupune plată de un aur spiritual. Deci tu creezi aur spiritual prin rugăciune și prin post. Aur spiritual se creează și prin inițiere și terapie. Da? Și prin ajutorarea celorlalți. Deci când ții post negru pentru alții, eu de asta totdeauna am spus celor care fac terapie, terapie de grup, țineți voi post pentru pacienții voștri și atunci se amplifică tot ceea ce face și că vă dați aur spiritual. Mă rog, ori poți să plătești cu aurul ăsta spiritual, ori dacă ai sânge în vene, e incapățânajos. Și atunci te transformi în exorcist. Problema e când e incapățânajos, e că vine peste tine. Ce? Supără. Nu vrea să supără. Vine peste tine, știi? Și atunci, energia aia e ca nemuritor. Deci, principiul, uitați-vă la nemuritorul, care vreți parte, vreți voi, de la capul al tine. Primul nemuritor, știți unde am văzut eu? Eram student la Timișoara. Și am văzut la cinematograful de lângă gară. Model, sau nu știu cum se numește. Acolo. Bine, iar cred că eram singur în sală. Era, vreau să-ți fi nici picioarele pe smut. Care erau șobolani pe desăt. Da, pe bune se
se legau și voi. Că nu știam ce e. Bun, și când erau scenele alea mai ciudate. Pe vremea aia, nu știu dacă mai e sau dacă la temat. Ei, nemuritor. Și exact așa se întâmplă. În momentul în care ei se învinge o entitate negativă, ei e puterea. Numai că puterea asta este în modul. Și ea ți amplifică toate trăirile. Deci îți va amplifica ce? Și pozitive și negative. Deci îți va amplifica inclusiv tarele, defectele. Deci dacă ești agresiv, dacă ești agresiv, dacă ești instinct, dacă ești instinct, sexualitatea, toate alea. Bă, în anumită momentă nu-i chiar rău. Nu sunt chiar așa tot timpul. Da? Deci, am cele două forme. Plată, rugăciune, post, luat căpățână. Asta ține de exercițiu. Dar vreau să vă spun ceva. La tot ce ține sinucide, crime, vrăjitori, de altă dată, nu ai altă soluție decât să te duci după el. Și asta presupune și ceva care știe. Și asta presupune și ceva care e bun. Nu știu care e avantajul. Avantajul n-ar fi exorcist este că mor la tine. Nu poți să mor de cancer. Mai te culci și uiți gazul deschis. Adică chestia asta, mor rapid. Mai faci un infarct. Nu, chestii foarte... Moartea e rapidă. Deci, Reiki. Simplul fapt de a trimite lumină, și o proiecție de Angel of Lycomia Om, trimit lumină în trecut sau către karma mea din neam, este o formă de curățare. Dar de asta se spune, nu mai mult de 5-10 minute. Da? Pentru că atâta lumină cât trimit, evident că o să scot de acolo și entități. Probleme de negativ. Probleme de entități care vin peste tine. Și atunci, nu mai mult de 5 minute, 10 minute, și nici măcar zilnic. E o prostie să trimiți zilnic karme. Pentru că, la un moment dat, vine prea mult. Și evident, toate celelalte sisteme. Că e vorba de tăierile legăturilor karmice din Shambhala. Că e vorba de folosirea energiilor din Vietai, din alea. Toate sunt pe aceeași sistem. Da? Trimit lumină către. Ok? Mai e un lucru pe care puteți să-l faceți, apropo de rezolvarea problemelor. Știți că ați avut multe vieți. Evident, sufletul vostru, nu mă refer la îngeri, da? La îngerii întrupați. Îngerii întrupați au o problemă să curețe karma de neam. Da? Deci au avut această șansă de Dumnezeu să se nască. Mulți dintre ei, măcar nu știu ce binecuvântare e că s-au născut. Sunt supărați că sunt acum. Dar pot să evolueze foarte mult. Ei, dar aveți, numai pentru că v-ați născut și vi s-a permis să vă nașteți, aveți datorie relativ la neamul vostru. Și nu există mântuire de unul singur. Îmi pare rău pentru voi. Adică pot să mă mântui. Corect, pe mine. E adevărat. Dar tot va veni până mor din karma de neam. Zic, dar ce am făcut? Dar ce am făcut eu să merit asta? N-ai făcut nimic să merit asta. Ai ales sau ți s-a dat voie să te naști că ai venit cu joaca la întrupare sau că te-a rugat cineva sau că ai avut tu. Dar în momentul în care te-ai născut, știți cum e? Cumperi calul, cumperi și năravul. Adică, îmi pare rău. V-ați născut din neamul ăsta, ați vrut voi, cine știe ce ați vrut voi, automat preluați și karma de neam. Pe care trebuie să o rezolvați. Și vreau să mă gândesc că nu este
opțional. E obligatoriu. Așa că dacă apare cineva în viața voastră și țineți foarte mult la persoana respectivă, vedeți că trebuie să-i rezolvați karma. Aveți să aveți bani în cont. Aoleu spiritual. Pentru că dacă n-aveți aoleu spiritual, vă bubuie viața rău. Și chiar dacă de multe ori te răuiți de anumite chestii și nu știu de ce e răbuită viața rău. Eu zic că e mai ușor să plătești cu aoleu decât să, eu știu, faci altă. Nu? Da? Aici este diferent. Asta de fapt înseamnă înțelepciunea. Când intru în luptă cu rău, când... Da, ia de aici. Ați înțeles? Asta face diferența. Deci Reiki. Sisteme neo-Reiki, toate la fel. Vreau să spun ceva. Una dintre... formele cele simple sunt formele de vizualizare. Pentru voi, poate karma de neam e o chestie, așa voi vedeți pe voi mici așa, și karma de neam foarte mare, da? Dar de la un anumit nivel, nu pot să-mi imaginez că această karma mea de neam e amplificată. Hai, faceți un exercițiu de imaginație și băgați-vă karma de neam între palme. Acum. Asta înseamnă palme. Atât de mică e karma ta de neam. Mama mea e mai așa, știi, dar mă strădui, știi? Deci, nu vorbesc serios. Și-mi imaginez, da? Că mi-am făcut activarea palmelor și că, efectiv, o topesc sub palmele mele. Nu pot să topesc decât... Cum se cheamă? Dăm la o parte toate bunătățile, las că se ocupă de cea unde ele. Așa. Dar pot să anihilez. Cum se cheamă? Scheme, programe, jurăminte, blesteme. Și puteți să faceți și voi rugăciune înăuntru, da? Un Tatăl nostru, un înger îngerașul meu. Mă rog, chestii de-astea, halinici. Un împăratul ceresc. Ce mai putem să facem? Potențiale divine.
da? Pentru să vedeți că se fură potențialele divine. Ce altceva? Harul, darul. Deci harul, darul, potențiale divine. Altceva. Talent. Aveți talent? Altceva. Ce mai poate să fie? Deci, nu știu, voi simțiți cum trage? Deci eu n-am luat karma mea de neam. Pentru că de-aia mă ocup eu. Eu m-am luat papa asta, să vedem ce-i pe aici. Altceva. Bine, să facem loc, să scurgem pământ de aia. Șerpișorii lui Chirin. Altceva. Ce? Soar. Legături pe soar. Corect. Blesteme, am zis. Blesteme. Sărite. De castitate, sărăcie, obedență, apartenență, de frăție, de... Ce vreți voi? Altceva. Fricile. Știți că este unul dintre cele mai bune forme de eliberare de frici? Să înveți Psalmul 22. De ce? Pentru că dacă îl înveți și îl repeți, să duci la nivel de subconștient și îl repeți, la un moment dat ajungi acolo, știi? Domnul mă face că te voi și umbla în locul morții, nu mă voi te vedem. Deci gândiți-vă, voi ești în mijlocul morții. În mijlocul morții nu știu dacă înțelegi voi ce înseamnă. Dar nu există mai mult de atât. De da. Ei, treci repede pe acolo. Și atunci, automat, sau ce vă sfătuiesc că să învățați ca program pozitiv în evoluția voastră, e psalmul ăsta, e hip. La plin. Să învățați dacă. Toate reprezintă programe pozitive. Deci toată poezia asta. Această poezie, dacă învățați, perfect. Și vă gata la nivel de subconștient. Indiferent ce se întâmplă în viața voastră, îți avea clicul, puterea să mergi mai departe. Evident, Google. Pe poate... E dacă acolo? Da. Nu mai știu dacă. Vreți să auziți că e dacă care aici. Dar oricum găsiți pe net. Ce să căutăm pe Google, că n-am. Ce să căutați pe Google? Dacă, are un pic plin. Poezia, dacă. Avem timp. Magie. Ce? Magie. Nu înțeleg. Magie. Magie. Bun. Păi în momentul în care, nu, în momentul în care vorbesc despre deslegare și aniclare de programe pe pământ, apă, aer, foc, dar atunci aniclare de programe făcut în pace. Altor chestii. Atașament. Atașament. Sau, atașamentele sunt specifice mie, nu prea pot să scap de ele așa. Dar pot să le conștientizez. Pot să le conștientizez care atașamente sunt și pot în perspectivă după ce îmi dau seama că am un atașament, să îmi propun să scap de el. Adică am atașamentul ăsta și în perspectivă îmi creez un program care să mă ajute să scap de atașamentul ăsta. Nu. Nu. E adevărat că din perspectiva celor mai mulți oameni poate simți.
Dar problema nu e a ta. Problema e a lor. Faptul că unul suferă din iubire, are o iubire de aia, ca în șatra, nu înseamnă că el a un defect. Fiecare e nivelul lui spiritual. Unul trebuie să trăiască iubire ca în șatra, altul trebuie să trăiască totul altceva. Deci nu înseamnă că suntem defecți. Fiecare are nivelul lui spiritual și are nevoile și trăirile lui. Și fiecare trebuie, cum spun eu, acceptat așa cum e. Este adevărat că, în timp, echilibrarea duce la o aplatizare așa emoțională. Dar e firească în evoluția spirituală. Deci una este când ai o... când te echilibrezi emoțional, în timp, da? Și toți avem sinusoidă, da? Fericire, toată lumea trece prin treaba asta, da? Și în timp, ele se micșorează. Nu mai avem exuberanța de la 16 ani. Și nici furiile de la 16 ani. Mai unii le-au mai avut. Mă rog. Ați înțeles? În timp ele se stompează. Corect? Bun. Și asta este când ești așa și dintr-o dată... linie izoelectrică. Aia este aplatizarea afectivă datorită unei traume. Corect. Nu mai simte nimic. Sunt copiii aceștia care au trecut prin tot oamnă și nu-i mai impresionează. Poți să stai o mână pe lângă ei, că... da? Crezi că poți să poți la loc? Adică aia este cu totul altceva. Numai că asta este deosebirea între evoluție spirituală și traume psihice. În timp, evoluția spirituală vă duce la echilibru. Vă e clar? Adică să fiți din ce în ce mai armonioși și mai echilibrați. Numai că asta se vede. Se vede cineva care cu adevărat așa, se vede cineva care e format și cineva care e, mă rog, spilcuit, e lăcuit, nu e profund. Asta se vede în timp. Altceva. Furia, agresivitate. Corect. Asta ține și de energie, da? O furie, dacă nevoie, mă crezi o formă de lucrare, așa, care nu poți neapărat entități sau demoni, da? Pur și simplu este energia mea pe care eu am, pot să o sublimez în lumină și iubire. Așa că dacă cineva este agresiv, e adevărat că poți să-l trimis să se ducă la sală la arte marțiale, dar aia crește agresivitatea. Deci, în prima fază, o diminuează, dar în timpul îi crește zona aia de umbră. Și atunci, teoretic, în prima fază, trimis la sala de arte marțiale ca să descarce, dar după aia trimis să facă meme, să facă dansul de societate. Eu vorbesc serios, pentru că agresivitatea s-a făcut un studiu din perspectiva asta, știi? Și la început să spun că cea mai bună formă de scăpare de agresivitate, duci la sală și dai la sac. Nu! Aia crește în timp agresivitatea. Deci, în prima fază te descarci, după aia te încarci. O afirmație de timp învață cum să comunezi? Da, dar nu te scapă de fond. Nu te scapă de energie aia. Și vreau să spun că la noi nu prea mai știe lumea cum se demeze să-ți controlezi treaba asta. Te învață să-ți controlezi prin faptul că vorba aia, faci cata-ul și descarci în cata, dar în rest nu. Și în niciun caz nu te învață nimeni cum să o sublimeze. N-am văzut pe nimeni. Niciun mai. Ei știu să-mi sucrească, dar nu știu să scapă. Adică, ideea este, da, nu trebuie mult, dar cum o scap după aia? Ce? Da, dar orientarea spre lumină nu rezolvă problema aia. O echilibrează, dar nu rezolvă. Deci tu, da, pui în tare rolul ăla, corect, dar asta rămâne aici. Cum îl cât dai? Mult, aici e lung. Poți să sublimezi. Deci, agresivitatea se poate sublima prin sport. Da, sport, sport. Adică, alergi în mod. Efort fizic. Efort fizic, da? Și efortul fizic te face să-ți scadă agresivitatea. Înțelegi? Înțelegi cum ar trebui.
Are și pe bandă, în not, sexul, iar poate să scadă la rezultat. Adică... Nu. Așa, poate să scadă, pe ce poate scadă agresivitatea, mătrânile scadă agresivitatea, sunt multe lucruri care. Urcatul pe munte scade agresivitatea. Da? Deci e un efort fizic. Automobilismul scade agresivitatea. Deci, sporturile, motosporturile sunt toate energofage. Dacă ești încărcat negativ, după ce te-ai dat cu mașina cu nu știu câte ture, să vezi ce miști că ești zen. Poți să fii cel mai rău. După ce te-ai dat cu mașinuțele și mai au... Și cu câți au mai mulți cai, mașinile sunt mai energofage. Deci, o mașină cu foarte mulți cai va consuma mult mai multă energie decât o mașină cu puțin cai. Și după asta îți dai seama cam de umbra unui om. Om are umbra cu atât mai mare, cu cât are capacitatea la mașină mai mare. Vorbesc serios. E o chestie de rezonanță. Sunt mașini care îți scad umbra, sunt mașini care îți cresc umbra. Dacă vrei să te uite la o capacitate de cinință mai mare, la mea o mulțumită. Dacă înseamnă că ți-ai mai extopat din umbră. Asta mai scăzut. Eu acum, deci mi-am spus cum adică ți-am mai integrat, practic. De la 350-400 m-am dus la 180. Adică am liniștit. Tu deci, cumpărarea natura automat crea din energia negativă. De ce? Pentru că tu nu rezonăm cu natura. Ciu este același. Ciu este același pe planeta asta, da? Evident că sunt zone și zone, mai mult sau mai puțin chi, da? Și atunci când te duci în pădure, acolo energia este mult mai concentrată, ca să zic așa, ca și natură, da? Ei, în momentul respectiv, tu de fapt intri în energia respectivă și energia ta negativă se disipează. De asta e bun mersul în natură, trebuie să-l văd și chi. Da? Altceva. Aia ține de blesteme. Blestemele de preot, blestemele de episcop, țin de karma. Și anihilarea lor se face exact la fel. Țineți minte că vă mai blesteamă vreun preot, că faceți reiki. Trebuie să vă duceți acasă, să aprindeți lumânările, să citiți trei cadisme. 99 de cruci, dacă vă leagă. Aia e pentru cum vă leagă. Dar dacă vă citește Psaltirea, vă mai citește un Psalm 108, atunci nu ai decât să citești Psalmii. Radu, zi și tu, te rog, Psalmii care sunt aia de blesteme, că le-am uitat ca număr. 108, e cel mai născut. 69 sau 66, mă zic. Mai sunt. Dar nu. Oricum, ideea este următor, că vreți, nu vreți totul să vă întâlniți cu așa ceva, pentru că unii se cred îndreptățit să apere ortodoxia. Și atunci, automat, ei vor lupta împotriva oricui este altfel decât ei. Din păcate. Adică și ortodoxia are habotici și ca și mahomedani. Nu mai vezi că în două minute citesc psalmi. Care cum îl supără pe cineva, îl pune la psaltire. Sau la... Băi, e clar. Mai departe. Hai să vorbim despre karmele voastre. Ce probleme aveți voi? Care trebuie rezolvate. Am și o problemă de karmă. Nu mai vreau. Zi. Nu știu de aceea, sunt de părere că se înțelege greșit noțiunea de karmă. Se pune în antiteză karmă cu dharma, de exemplu. Karmă nu înseamnă nimic negativ, înseamnă pur și simplu ceea ce faci, ceea ce ai făcut, însumat.
Adică ceea ce faci este rezultatul a ceea ce ai făcut, vrei să spui. În karma. Tot ce fac. Ok. Nu, da. Nu este, băi, da, este perfect adevărat. Numai că vestul noi nu avem noțiuni, nu aveam o noțiune care, ce vrei să spun, ca în ortodoxie, păcatele de neam. Dacă vrei, spunem păcatele de neam. Dar mie mi-a fost mai frumos să spun karma, că sunt mai frumos. Și când îi explici unui om, știu că nu este asta noțiunea. Dar uite, știi, câteodată se dă voie să faci așa o chestie care face tot pe jos. De ce? Hai să zicem, mă gândeam că ar trebui să avem o noțiune foarte clară în cap, un cuvânt, care să îi dea omului următoarea idee. Da, domnule, am ceva de plătit. Asta e karma. Da? Sau nu, domnule, n-am nimic de plătit. Asta e dar. Adică să facă diferența foarte clară între plățile pe care le are și drepturile divine pe care le are. Da? Și atunci am zis, păi, spune-mi așa, cât e de bine e dharma, când e de mai puțin bine, că mă rog, avem niște lecții și niște plăți, e karma. Și sună mai bine. De ce? Până să vreau, eu am studiat foarte mult ortodoxie. Adică, eu zic că 5 ani înseamnă mult. Și la modul cel mai serios. Adică, cred că mai serios de acolo nu se putea. Și să dau vina pe dracu tot timpul, că dracu e de vină, mă, înseamnă că îi dau prea multă putere. Și înseamnă că unde mai e Dumnezeu dacă ăsta are atâta putere. Și am înțeles un lucru elementar. Faptul că el nu are putere decât în măsura în care îi dă Dumnezeu putere. Și paradoxal, și îngerii și demonii și au putere de la Dumnezeu. Știați? Dar demonii de atunci toate putere. Demonii au putere în măsura în care le dă Dumnezeu voie să facă rău. Altfel, frână. Demonii îngăduit. E îngăduit. Deci el nu poate să facă nimic dacă nu e îngăduit. E ca și cum ar fi legat așa. Bun. Și atunci? E clar că trebuie să existe. Deci atunci m-am gândit că ar trebui să fie totuși alt sistem, altceva, care să facă, să creeze echilibrul ăsta în univers. Care să explice tot, să explice inclusiv nașterea unei planete, inclusiv moartea ei, inclusiv haosul. Și din păcate nu există altă. Chestia cu o să ducă el în fundul iadului la sfârșitul veac, e de căcat și o peste. Adică, cea mai mare prostie pe care a inventat-o creștinismul este să încerce să-l ducă la Dumnezeu pe om de frică. Nu există. E ca și cum mai zice, mă căsătoresc cu tine. Că dacă nu, mă împușchi în cap. Te iubesc, mami. Poate să existe iubire de frică. Tot ce la Dumnezeu nu se poate face decât prin iubire. Prin conștientizare. Chestia aia că dacă nu mă duc la biserică, mă duc în iad. Mă apucă râsul. Cred că nu sunt în iad. S-au plimbat la biserică. Toate bisericile. Deci nu. Clar. Și atunci singurul lucru. Și aici intervine conștientizarea voastră. Singurul lucru care vă poate să face pe voi să evoluați. Este propria voastră de sănătoșire. Dacă mă întrebați ce e mai bine între să vă spovedeți, mi-a venit cineva și zice, Doamne, Doctor, știți, m-am gândit, aș vrea să mă și eu să mă spovedesc. Și am zis, dar de ce să te spovedesc? Să spun și eu ce am făcut. Și am zis, sunteți la un psihoterapeut. Adică nu mai am, cum să zic eu, nu văd rostul spovedaniei, dacă, repet, dacă, nu este dublată de înțelegere, conștientizare și renunțare. Nu are nicio valoare. La păcat. Ai rost. Forma în care se face, e total greșită. Pentru că chiar și în facerea unui păcat este foarte important. De ce l-ai făcut? Ce ți-a venit în care a fost scopul? Multe. Tu
toate astea schimbă cu totul. Ori asta nu face spovedanie, o face analiză. Adică trebuie să ajungem la nivelul unei psihanalize creștine. În evoluția spirituală. Și plus de asta, pentru mine sunt mult mai importante alte lucruri. Eu am spus în evoluția spirituală, voi este cu mult mai greu să scapeți de ironie. Să nu ironizezi. Aici este ironie tot de mai. Să scap de judecată. Să scap de altceva. De invidie. M-am trezit și la un moment dat, am fost invidios, dar nu știu de ce. Dar am fost invidios, am descoperit că pot să am invidie. Nu mai știu de ce, frate. A, da! M-a pus, nu știu ce, să măsor o chestie. Și măsuram recunoașterea, mă rog, poporului respectiv față de un maestru și a poporului român față de mine. M-a luat cu jale. În condițiile în care ei, și m-a simțit invidios. Dar, uite că până și în alții mai pot să, și în tine mai pot să apară simțul ăsta. De, e greu să scap de gelozie. E greu să scap de atașament, de sentimentul de posesie. E greu să scap de... mult. E greu să dobândești blândețea și toleranța. E greu să dobândești înțelepciune. Multe. Multe, multe. La vreme să pune preț. Ai mințit? Bă, nu te întreabă unde de ce ai mințit. Pe ce era să stric omului casă? Sau ce era să fac? Să-l dau pe mâna poliției? Să ducă să facă pușcării? Sau chestii de lucru? Ai mințit? Da. Adică, până și motivația unui lucru. Încet, ei, nu e așa. Ca la ai făcut, ai deținut. Încet, să desparte firul în patru. Cel mai important lucru este motivația. Ceea ce fac. Nu fac în sine. Că degeaba spun adevărul dacă dorința mea este să rănesc. Știi că apare la judecată, chiar și ești pe pământ, apare motivarea decizii. Da. Deci pot să rănesc cu adevărul. Dar să nu mă face bun. Dacă să zicem mai mult, nu fără cineva să îmi fac tot anul ăsta. Dar am îndreptat în același timp și cu așa. Dacă am vorbit pe cineva, da? Ca să apăr pe altcineva. Fică își bată mama și fică nu de unde vin eu. Când apare chestia asta, acolo e clar că s-au sărit multe raguri. Și e clar acolo apar și demoni. Evident că nu e rău, și nu dă dreptul să dai nici măcar în părinte. Dar nici părintele nu-i dă drumul. Nu-i dă nimeni dreptul să dea în copil. Din păcate, cred că greșesc cam în două. Adică... nimeni nu are dreptul să dea mâna în ceva. Dar acum nici să stai. Adică ceva dă-n tine și nu stai. Era o chestie foarte drăguță. Apropo de extremele creștinismului. Și era un tip care și-o tot fura și... pentru că el era rămăsese în cap cu... dacă îți dă unul o palmă, trebuie să întorci și eu brațul celălalt. Dar ăsta a mâncat o taie ca lumea. Ciomagul.
maestru îi spune, zice, bine, zice, zice, n-am voie să răspund la rău cu rău. Zice, corect. Dar zice, n-ai voie să-ți dezarmezi adversarul? Adică ați dezarma adversarul, nu presupune că răspund la rău cu rău. Este adevărat. Îți dă una și îi dai și tu două. Asta e cam stilul meu. Și nu e bine. Dar nici să stai, să dea în tine că e mai mic, e mai mic, dar nu sunt de acord. Înțelegeți? Altceva. Aș vrea să vă întreb cum se poate curăța un blestem aruncat în sau de 3-4 generații de către un preot pe familie, care nu avea legătură cu partea religioasă. Era o chestie personală. Deci, cum se poate dezlega un blestem de preot? De acum vreo 3-4 generații. De acum vreo 3-4 generații. Da. La fel. Îmi imaginez că blestemul ăsta e o bulă. Îl bag în lumânări și îl sublimez. Iar programul se șterge ca orice program. Un blestem are energie și program. Și informație. Da? Să știi că se anihilează foarte ușor informația. Anihilează informația relativ la persoane. Da? Să zicem, eu un blestem făcut pe 4 generații să moară bărbații neînsurați sau mai știu eu ce. Da? Pot. Anihilează programul relativ la bărbați. Se trimite efectiv lumină, îl vizualizezi așa în întuneric ca o... și îl șterg. Dar de citit? Sau ceva? E foarte ok. Deci, haideți să vă spun ceva. Și preotul, când citește rugăciunea de dezlegare, de blestem, el nu face altceva. Știți că de obicei se ține crucea mâna și după aia mâna pe capul persoanei. El ce face? Teoretic ia energia respectivă și o transformă în rugăciune. Ai înțeles? Deci principiul este același. Și tu poți să faci absolut la fel. Și se anihilează. Am văzut blesteme... toți bărbații din neamul respectiv muriseră în aceea zi. Și venea o zi într-un anume an. La o perioadă de... Și mi-a chemat cineva care era foarte speriat. Mă rog, s-am spart în lumea. Și s-a rezolvat. Adică se poate. Nu vă mai speriați. Indiferent cât e de mare un blestem, programul nu e foarte mare. Și eu mă axez pe program, nu pe energie. Că deci o energie negativă nu are decât dacă e negativă, nu are ce să-mi facă. Ceea ce mă afectează pe mine e programul. E softul. Și atunci și eu trimit lumină pe soft și anihilez softul. Și după aia vedem noi când rezolvăm problema cu energia. Că aia poate să fie utilă câteodată. În sport, în sex, în... dansuri. Și atunci eu anihilez doar programul. Atât. Nu altceva. Mai departe. Altcineva. N-aveți probleme de karma. N-aveți probleme și cu iubiții, cu iubitele. Karma, neama, iubitul eu. Anumite zile sau... Ce anume? Anumite zile sau... Ce? Cu lumânările. Oricând, la orice oră. Nu vă mai condiționați. Puteți ține post în orice zi, când aveți probleme, puteți să faceți rugăciune în orice zi, nu vă mai lăsați condiționați de nu știu ce. N-ai nicio importanță. Regulile bisericești sunt reguli bisericești, nu înseamnă că Dumnezeu e mult deasupra regulilor bisericești. Astea sunt niște reguli. Nu vă mai lăsați, cum să spune, încătușați de reguli. Nu sunt ascultă de oameni. Nu sunt ascultă de Dumnezeu. Altceva. Așa numitele lui și acțiuni constante de a face rău, de a face... Asta intră tot la programul pe care cineva le face zi de zi, pe invidie sau pe... Deci, haideți să vă spun ceva. Relativ la mine, nu se pot manifesta decât demonii mei. Nu alții. Nu e altora. Da? Deci,
dușmăniile altora pe mine sau problemele pe care mi le fac alții sunt în realitate demonii mei. Bun. Nu. Nici o entitate negativă nu se poate manifesta relativ la mine dacă nu are dreptul și dacă nu îi îngăduie Dumnezeu. Totuși există un moment în care se poate încălca una dintre aceste două reguli. Știți care? Haideți, domnule. Deci, un demon se poate manifesta relativ la un om dacă îi îngăduie Dumnezeu și dacă are dreptul. Corect? Da. Și mai există un caz în care poate să se manifeste. Pentru cei care bea. Ce? Cei care bea din familie. Nu. Ce se poate face? Ce? Omul se îndreaptă către el. Deci, da, și cum dai tu voie, da? Aia altceva, cum dai tu voie să... Dar eu mă refer la faptul că m-a simt atacat. Vrăjitorii. Mi se promite de Moise. Vrăjitorii pot să folosească demonul și să treacă și peste voia lui Dumnezeu și peste voia demonului. Asta nu mai dacă nu am face ceva. Nu e. Care de ce trebuie să... Pentru că au liberat. Pentru că au făcut. Azi știți că acum vrăjitoria s-a mutat peste voi. O să întâlniți des. Magie. Ce? Zic, nu m-ați auzit când am pus și eu întrebarea pentru... Apropo de alcool? Cu alcool, alcool. Alcoolul este specific depresivilor, călăilor, celor care vor să chinuie pe alții. Care nu prețuiesc viața și care, în esență, nu pot să trăiască. Ce să-i faci? Sincer? Da. De problema e în felul următor. Eu, unul, aș face o clinică specială unde să-i uit. Pentru că un alcoolic veritabil, la un moment dat, vine la spital un tip. Și era cu doctoriță, o amică de-a mea. Și îi zice, dai că te internez. Și zice, doamnă doctor, mă internez, că zice, m-a adus nebună asta de fină. Dar zice, stau aici două săptămâni și când ies Radu o văd, că de cum am ieșit. Așa că problema se pune în felul următor. Nu prea poți să iei paharul din mână unuia, dacă el vrea asta. Și, cum să zic eu, se poate, în cazul în care mai are o urmă de umanitate, să folosești diverse chestii. Pentru că există o entitate care duce la alcoolism. Da? Și atunci, faptul că îl puneți de entitatea respectivă, faptul că îi pui mâncare, ulei de mască, ca să-l cureți, faptul că se roagă cineva pentru el, adică că îi pus la liturghie, faptul că îi se fac dezlegări, să se fac dezlegările pe haine. Da, îl poate ajuta. Dar acum depinde în ce măsură vrea omul să se lase. Pentru că dacă e la nivel interior, nu vrea să se lase, oricum este o pierdere inutilă de timp și de energie. Și la maslu, dacă e? Și la maslu. Uleiul de maslu e bun. Și uleiul și ceva. Și se sfințește la maslu, e bun să-i se da să mănânce. Dar să nu rezolvă problema. Asta desparte de entitate. Dar dacă el o cheamă înapoi... Bine, să zice, mi-a și el un șpit acolo, dar nu așa. Adică sunt de decât mai indulgentă. Un păcăruț, două, dar nu cu doi. Deci, alcoolismul e o formă de fugă. E o formă de evadare. De vileală mai repede. Să vilești rău. Când bea. Nu mai știe ce bate la. Deci nu știe unde. Vorbesc foarte serios. Deci nu glumesc. Da, știu. Deci nu știe în ce parte e, ce-i cu el. Păi, asta e doar începutul. Adică deci, dacă nu o să reușiți să faceți nimic cu el, în timp, o să uite și mai rău. Păi nu mai știe nici dacă se părcă la șiracu, aia ești fiind dormitor. Aia
O să vedeți că o să confunde dulapul cu WC. Deci multe. Asta deja înseamnă un stadiu avansat de alcoolism. Da, da. Ei, în cazul ăsta, singura soluție e internare. Dar nu se internează de obicei. Bun. Deci, ideea este felul următor. Ei trebuie să facă rost de bani cumva ca să bea. Da? Și atunci cineva le întreține băutul ăsta. Și atunci eu cred că e vinovat și cel care le întreține băutul. Dacă ei au banii lor, n-au decât să-i bea. Sau butoiul lor. N-au decât să-l bea. Aș bea mințile cu oameni. Oricum, dacă a ajuns la nivelul ăsta și le-a băut deja. Deci, tot ce pot să spun e că e greu să scap un om de genul ăsta. Și eu nici măcar nu m-aș strădui. E adevărat că e greu să ai un om de ăsta în familie. Se transferă și asupra copiilor? Nu e obligatoriu. Deci aici intervine felul cum sunt copiii. Pentru că unii capătă reacția adversă la alcool de nu suportă nici măcar mirosul de alcool. Alții încep și ei să dea pe trăscău. Deci depinde de soi, de copil. Nu e chestia cu, din cauza genei beau eu, asta nu mă pot. Nu genea te face să duci paratul la gură. Am o problemă. Am o insuficiență de, nu știu ce, enzimă și de asta beau. Tot acum găsim scuze pentru orice. Sunt obez, da, de la medicamente. Am ajuns dintr-o dată la 300 de kg. Puf! Într-o noapte, m-am culcat și când m-am trezit, aveam 300 de kilograme. Mă lași! Absolut. Ăștia sunt sinucigari. Și pentru ce? Agresivitatea se transmită, adictat sau nu. Pentru noi, poate să fie agresivitatea copilului, va fi violent la momentul lui, sau... Păi îți dai seama, într-adevăr, nu se putea naște un îngeraj de nimic. Adică... Și cum poate fi controlată? Sport! Cea mai bună soluție pentru agresivitate e sportul. Clar. Sport, sport, sport. În general, cei mai buni sportivi sunt ei agresivi. Agresivitatea îți dă putere exterioară. Deja, pe mai mult de sportul, fie dat afară, pentru o găzniște. Asta pentru că n-a dat peste niciun antrenor care să domine și care să facă să înțeleagă și care să facă să pună pe limbă. Dar în momentul în care va găsi un antrenor care să, pe care să-l stimeze și să-l respecte, atunci o să rămână acolo. Relațiile părinți, copii, frați, surori, protecar, relațiile, toate relațiile care presupun apropiere sunt carnice. Nu există că, știi, ne-am lovit în familie asta, întâmplător. Nu cine ești? Am nimerit și eu pe aici. Nu! Să scape de tine, înseamnă că e un problem cu tine. Dacă vor să scape de tine, înseamnă că ai o relație de karmă nasoală. Adică e o karmă bazată pe ură. Asta, a, mai e o chestie pe care putem să o facem apropo de rezolvarea problemelor karmice. Și anume, meditația iertării de sine și de alții. Da? A, da, bine că mi-ați adus aminte. Nu mi-am notat nimic. Am refuzat. Sunt în grevă. Nu mai vreau să fac eu. Răspund la întrebări. Până acum am fost conștiincios. Și am venit cu lecția pregătită în condițiile în care era seminar. Nu mai fac așa. Aveți ceva să mă întrebați? Veniți. Eu nu mai țin cursul, că m-am plictisit de mine. Să mă aud. Deci, meditația iertării de sine și de alții. De ce e foarte important? De unde pleacă lipsa stimei de sine? De la neiubirea de sine. Neiubirea de sine de unde pleacă? De la neiertarea de sine. De iertare de sine, de unde pleacă? De la neînțelegere. De la neînțelegerea de sine. Deci sunt toate strânse legătură. Mai întâi mă înțeleg. Mă accept. Da? Mă iubesc.
Ce? Și atunci mă iubesc cu ceilalți? E treaba normală, nu mă iubesc ceilalți, pentru că dacă am câteva doamne pe care le-am furat pe cal, nu o să mă iubească în curând. Dar e clar că dacă e cineva pe care l-am înaintat odată, nu altceva decât să-mi cer iertare și, v-am zis, auzi prin toate. Plătiți. La greu. N-ai ce să faci. Chiar adică să trimiți lumină spre mine a lui Suprem pe toate planurile, dacă nu vrea să mă găsesc în lumea Dumnezeu. Și mai pot să-L rog pe Mântuitorul să intervină. Să intervină în. Și în fața karmica mea și în înțelegerea relațiilor ceilalți. Și, adică pot să-L rog pe Iisus să intervină în relațiile mele ca să le rezolv. Și relațiile cu demonii mei, nu? Aștia sunt ăștia mai întrupați. Acum vorbim de ăștia întrupați. E clar că dacă am rănit pe cineva altă dată, nici el nu știe de ce mă urăște. E drăguț așa, când ești la acolo, evident că vin la tine și ăștia. Te urăsc. Nu știu de ce te urăsc. Dar te urăsc. Nici măcar nu înțeleg. Dacă eu urăsc pe cineva, problema nu e a lui. Problema e a mea. Problema este a mea, dacă urăsc. Și în funcție de cum rezolv problema asta, mă urc mai departe. Nu pot să urc dacă urăsc. Ura presupune legătură pe care eu creez în mine și cel pe care îl urăsc. Corectat? Și atunci soluția este ce? Să învăț iertare. Haideți să facem eu meditația iertării de sine și de altă. Fac modelul mai departe, faceți voi. Adică, nu înseamnă că astăzi a încheiat, nu mai avem nevoie să iertați pe nimeni și gata, v-ați iertat, s-au rezolvat toate. Bun. Deci, ok. Și mă interesează să vă gândiți la inima voastră. Să vă imaginați pe voi. Să vă imaginați pe voi așa cum sunteți. Și să spuneți. Mă iert, mă iert, mă iert. Pentru orice greșeală am făcut, pentru orice rană am cauzat. Orice suferință am creat în viața asta sau altă, mă iert, mă iert, mă iert. Mă iert, mă iert, mă iert pentru orice suferință am cauzat, pentru orice rău am creat, pentru orice rău am făcut în viața asta sau altă, mă iert, mă iert, mă iert. Dacă vă vine în minte un gând pentru care considerați că nu meritați să fiți iertați, vreau să îl conștientizați și să îl expirați. Vreau să scoateți afară din voi. Din sufletul vostru. Mă iert, mă iert, mă iert. Pentru orice suferință am creat, pentru orice rană am cauzat, pentru orice rău am făcut în viața asta sau altă. Mă iert, mă iert. Repet, dacă vă vine în minte un gând pentru care considerați că nu merită să fiți iertați, expirați afară, puteți, pe gură. Bun.
în minte aduceți o persoană față de care considerați ați greșit. Sau vine ea, o persoană față de care ați greșit. Și spuneți, te iert, te iert, te iert. Pentru orice suferință mi-ai cauzat, pentru orice rău mi-ai creat, pentru orice necaz mi-ai făcut în viața asta sau altă dată, te iert, te iert, te iert. Dacă vă vine în minte un motiv pentru care nu ar merita să fiți iertat, expirați afară, puteți. Te iert, te iert, te iert, pentru orice suferință mi-ai cauzat, pentru orice rău mi-ai creat, pentru orice durere mi-ai făcut în viața asta sau altă dată. Te iert, te iert, te iert. Dacă vă vine în minte un motiv pentru care nu merită să iertați persoana asta, expirați afară, puteți. Te iert, te iert, te iert. Pentru orice suferință mi-ai creat, pentru orice supărare mi-ai cauzat, pentru orice rău mi-ai făcut în viața asta sau altă dată, te iert. Acum chemați în minte o persoană față de care credeți că ați greșit altă dată. În viața asta sau altă dată. Și îi spuneți. Îmi cer iertare de la tine. Îmi cer iertare de la tine. Îmi cer iertare de la tine. Pentru orice suferință ți-am creat, pentru orice durere ți-am cauzat, pentru orice rău ți-am făcut în viața asta sau altă dată. Îmi cer iertare de la tine. Îmi cer iertare de la tine. Îmi cer iertare de la tine. Și din nou. Îmi cer iertare de la tine. Pentru orice suferință, îmi cer iertare de la tine. Îmi cer iertare de la tine. Pentru orice suferință ți-am creat, pentru orice durere ți-am cauzat, pentru orice rău ți-am creat, orice iertare de la tine. Orice iertare de la tine. Orice iertare de la tine, orice iertare de la tine. Pentru orice suferință ți-am creat, pentru orice rău ți-am cauzat, pentru orice suferință ți-am creat acum sau altă dată. Orice iertare de la tine, orice iertare de la tine, orice iertare de la tine. Bun. Trebuie să deschideți ochii. Asta este meditația iertării de sine și de alții. Și e bine să o faceți ori de câte ori sunteți supărați pe cineva sau sunt alții supărați pe voi. Ce ziceți? Pentru că în final totul se reduce la iertare. Deci, vreau să vă spun ceva. Imaginați-vă că raiul nu ține de voi. Nu voi stabiliți cine intră în rai și cine nu. Și atunci, gândiți-vă că voi trebuie să coexistați pașnic în raiul vostru cu o persoană care nu vă place. Deci dacă nu vă place cineva, problema nu e a lui, problema e a voastră. Și dacă aveți chestii de-astea cu îmi place și nu-mi place și persoana aia vrea să, și are voie să fie în rai, voi vă scoateți pe voi din rai, nu o să scoateți pe voi din rai, că nu vă place vouă de aia. Nu știu dacă înțelegeți treaba. Nu v-am gândit că la radiestezia a întrebat unul ce ne face dacă ajungem în rai și ieși iar de șeamă acolo? Deci, faptul că cineva mă place sau nu, e problema lui. Eu am grijă să nu am chestii de genul ăsta. Sau dacă am,
Băi, măcar să fie, cum să spun eu, corect și divin interpretate. Adică încerc ca acea neplăcerea mea să nu fie neplăcerea mea, ci să fie neplăcerea divină relativ la persoana respectivă, nu a mea personală. Pentru că dacă e plăcerea mea personală, eu mă scot pe mine însumi din rai. Raiul nu e al nostru. Noi trebuie să ne adaptăm raiului. Mai e clar? Și de asta se spune. Există șansa, nu știu câți o să ne vedem în rai. E vorba lui Părintele Clopa. Să ne vedem pe toți în rai și bătuba în rai. Dar se spune că ai surpriza să vezi persoane în rai care nu credeai că o să ajungă acolo și să nu fie persoane de care ai fi fost absolut convins că o să fie acolo. Și asta pentru că sistemul nostru de judecată este greșit. Bun. Altceva. Hai. Nu. În momentul în care reapare problemul, deci lucrez cu cardul, și reapare un tipar. Pentru că ele reapar din stratul din ce în ce mai profunde, sub alte forme. Așa. Și tu mi-ai de cap. O duci în mine? Sau e indicată o regresie? De asta avem ghid. Și de asta apar arhanghelii. Arhanghelii și Gabriel și Mihail și Rafael, printre altele, au această menire să vă ajute la rezolvarea problemelor karmice. Una din posibilități este meditația cu arhanghelii. Meditația cu arhanghelii presupune ușa, zona pe ușă, până pe dintr-o perte. Și întreb, păi, cum fac asta? Sau, să zicem că nu am această sensibilitate să am relaționarea personală cu Gabriel. Perfect. Atunci, da, pot să mă duc să fac regresie. Să văd de unde vine. Sau, dacă există un tipar, pot să-mi dau seama inclusiv din tipar despre ce e vorba. De exemplu, dacă eu întâlnesc un anumit stil de bărbat, ăsta e un tipar. Da? Și relațiile mele sfârșesc într-un anume fel. Ăsta e un tipar. E clar că există o problemă în mine. Da? Adică pot să-mi dau seama despre ce se întâmplă, pentru că tiparele exterioare sunt determinate de programele interioare. Da? Deci, în exterior se manifestă lucruri, deci se manifestă o situație care este relativ la programul din mine. Deci programul din mine manifestă problema din exterior. Și până nu schimb programul din mine, schema din exterior va fi repetitivă. Bun. Cum fac? Nu știu programul respectiv. Da? Ce să fac? Așa sunt eu. Mai vițel. Bun. Da, e o întrebare drăguță. Bun. Unde este programul care se manifestă în exterior? La nivel de sine. Deci, unde este, repet, programul care se manifestă la nivel exterior? La nivel de sine. A? La nivel de sine. La nivel de sine. Bip. Nu. Greșit. Ha? Nu. El, orice program care se manifestă în exterior, este la nivel de suflet. Da? Care este copiat, într-adevăr, în timpul vieții intrauterine, la nivel de sine. Dar sistemul este așa. Eu am programe la nivel de sine, în timpul vieții intrauterine și în timpul vieții, ele se copiază în suflet. Astea sunt programele karmice, da? Ies în suflet și devin manifeste ca oglindă la nivel exterior. Da? Bun. Și atunci, sistemul este, programul ăsta, care este aici, se manifestă în exterior. Bun. Cum pot să schimb
programele astea. Ați fost la comunicare? Și n-ai înțeles nimic. Ba da. Și ce ai înțeles? Cum schimb exteriorul? Schimbându-mă pe mine. Cum mă schimb pe mine, prima oară? Deci, eu vorbesc ceva și folosesc programele la nivel de prezent. Este. Da? Ce este? Eu sunt cel ce sunt prezent. Suflet. Deci, în momentul în care folosesc programele la prezent, ele se transferă la nivel de suflet. Bun. Dacă se manifestă la nivel de suflet, ce se întâmplă cu asta? Deci, se întâmplă o chestie negativă în exterior, dar care este așa. Eu trebuie să schimb programul ăsta pentru o chestie pozitivă care să contracareze asta. Spune-mi, ce se întâmplă negativ aici? Negativ. Păi e o schemă care te deranjează, nu? Bun. Ce e în schema asta? Păi, ea la un moment dat nu se mulează. La un moment dat dispare. Nu. Nu mai este că revine. Deci, dacă revine, înseamnă că nu s-a rezolvat. Exact. Bun. Pe noi ne interesează schema asta. Dar schema asta este determinată din nou. Și atunci trebuie să pun prezentul aici ca să nu mai revină. Deci dacă revine, e un cer repetitiv. Da? Asta înseamnă că o să, o să, o să, o să, o să. Și atunci trebuie să transform în sens pozitiv în prezent. Ca să nu mai există. Și atunci, contracarea schemei astea presupune schimbarea ei cu o altă schemă. Ce schemă îți convine? Hai. Care? Care? Cea care nu ia convine. Perfect. Și atunci, bag aici, la timpul prezent, schema care îmi convine mie. Nu e chestiune de prezent. Deci, dacă nu, deci, ca să, ar trebui să vorbim concret. Hai să numim punct exterior agresivitate. Ce? Deci este ca un casetofon. În momentul în care schimbi caseta, se aude în boxe altceva. Ceva de genul ăsta. Deci, tu ai schemă la nivel exterior, da? Ca să contracarezi schema asta la nivel exterior, care se întâmplă, dar nu mi-ai spus care schema. Concret. Da. Am o firmă. Da. Care merge. Uite așa, uite așa. Perfect. Și se duce. Și dar atunci se repetă din aceeași, nu știu cum să se explică. La fel. Deci la fel ca acum 2 ani. Deși eu gândesc altfel și nu la timpul prezent. Nu. Deci e vorba, hai să spun ceva. E vorba de energie. Okay. Bun. Și o firmă este o ființă din ea. Are un prioritate. Și odată o să meargă mai bine, odată o să meargă mai prost. Important e ca bine ăsta să fie mult mai mult decât rău. Și atunci, ce fac? Pun la prezent. Firma merge bine, aduce venitul la crescător. Din ce în ce mai bine. Și în momentul respectiv, dacă eu trimit lumină pe programul ăsta și îl repet, la timpul prezent, ea se va manifesta în planul ăsta și va crește. Ți-e clar? Și atunci schimb schema asta. Dar cu cât o practic mai tare, cu atât... Nu. Cred că se întâmplă ceva la nivel de, nu știu, atașament probabil, sau poate nu mai trebuie să fie. Nu știu cum să zic, nu mai fiind ca nimic. Asta n-am luat-o în cale. Nu. E altceva. Nu. Deci, un lucru poate să fie și datorită mie. Dacă ție, de exemplu, nu-ți place ceea ce faci. Sorry. Degeaba. Pentru că în momentul în care nu faci ce-ți place, nu poți să pui suflet în ceea ce faci. Ori o firmă, și mai ales dacă e firma ta, este sufletul tău. Bun. Și dacă sufletul meu zice nu, 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 că nu-mi place, cum o să meargă? Tu te ia o floare, și spune-mi fiecare zi, nu crești, ești urâtă, nu-mi place de tine. Și vezi după aia, cum funcționează. Deci tu trebuie să iubești firma asta.
Da? Firma asta este firma din care tu îți câștigi banii care îți dau ceea ce îți place ție. Da? Firma asta este minunată. Este superbă, e sublimă, funcționează perfect. Dar dacă tu o să proiectezi negativ pe ea și nu-ți place ceea ce faci, o să-i dai un cap. Adică, nu spune, dacă cine vrea să distrugă un lucru, îți facă chestia asta de îndoială și de învurât. Se cheamă. Dar te gândești din noi, frate. Deci schema se înlocuiește un program pozitiv. Zi. Deci, o secundă, aici intervine karma personală, intervine dreptul divin în bani, intervine... Da, dar este o schemă. Deci, este o schemă pentru că tu, dacă nu ai dreptul divin în bani să câștigi decât o anumită sumă, poți să-ți dorești un milion. Dacă ai un contract de milion, nu mai ieși. Nu, nu e vorba de asta. E vorba de repetiția următoare. În momentul nou, lucrurile decât perfect. Tu nu ești atentă la mine. Tu nu o să poți să ai decât contractele pe care le ai prin drept divin. Dacă dreptul tău divin, în bani, relativ la firmă, este să câștigi atâta, contractele pe care le faci, o să cadă. Dar de ce cade exact în momentul în care... Ca să înțelegi. Pentru că nu există niciun... Tu nu ai dreptul să câștigi bani, nu să faci contract. Nu e doar un efect mental. Nu e efectul. În momentul în care o să-ți crească dreptul divin, poți să treci pragul ăla. 99. 10. Pentru că voi n-ați înțeles. dacă ai zice, Doamne, dacă iese contractul ăsta, dau 10%, unde vrei tu, să vezi care ieși. Dar n-ai zis. N-ai dat. Deci dacă în momentul în care îți vorba de un contract din ăsta și spui, Doamne, dau 10% unde vrei tu, să vezi cum iese. Ce zici? Unde? Nu. Deci atât vă spun. În momentul în care aveți probleme la firma karmă de bani, una dintre soluțiile să faci jos de bani este să promiți cei 10% și să-i dai. Și atunci poți să treci peste dreptul la nimic de bani. De asta e idei de știință. Și merge bine. Că ei au trecut să iau reții să treacă inclusiv peste problema de karmă. Altceva. Există un drept divin? Absolut, da. Cum se poate crește? Cum se? Se poate crește. Iubind necondiționat. Adică toată lumea așteaptă să primească iubire. Nu mă iubești, nu te iubești. Da, și vrea să fie iubit. Dar nimeni nu înțelege că pentru a fi iubit, mai întâi de toate, trebuie să înveți tu să iubești. Orice act de iubire exterioară este iubire divină. Și o formă de creștere. Adică, faptul că iubiți un animal, faptul că oferiți grijă unui copil, faptul că ajutați un om, faptul că oferiți din iubirea voastră, vă face să vă crească la un moment dat dreptul în iubire. Există un drept în iubire, există un drept în sex, există un drept în toate. Cum se crește? Am avut cazuri, am avut
tip ăsta avea o problemă. De fiecare când... deci toți bărbații cu care se culcase, vină imediat. A zis că de la 1, a luat 1. Și m-am apucat să caut. Bine, ce se întâmplă cu bărbații cu care se culcase? Bine, eu pot să mă duc și nu trebuie să fac neapărat regresie cu cineva asta. Și ea fusese prostituată. Și pentru că fusese prostituată, avea un target pe zi. Și atunci își crease și auto-crease un program care să facă bărbații să termine mai repede, pentru că era plătită la, nu la timp, ci la număr. De mult, să zic, prostituată. Și atunci ea avea acest program la nivel interior. Și în momentul în care s-a anihilat programul ăsta, conștientiza ăla și a plătit ce a vorbit plătit karmic, a durat ceva. Adică, vezi seama că chestia asta s-a rezolvat după 40 de ani. Adică, eu zic că 20 de ani sau 20 ceva de ani de la începutul vieții sexuale e o plată. Și după 40 de ani și-a rezolvat și eu problema. Așa că greșesc de la tip la, se plătesc la fel. Se plătește și nu înțelege relativ la sexualitate. Deci orice act de iubire necondiționată relativ la altă persoană, deci eu, cum se face treaba asta? Nu întâlnești iubirea cea mare care să te facă să... Și atunci ce faci? Nu o să stai o veșnicie. L-aștepți până la 40 de ani pe făt frumos și e un bărbat. Sau mă rog, poate mai devreme. Și faci copii și asta e. Și ai grijă de el și ai grijă de familie până ți-i spășești tot. Și de unde știi că ți-ai spășit tot? Atunci apare iubirea. Când ți-e lumea mai dragă. Deci, ideea este că apare, dar poți să ai parte. Adică că poate să apară, dar pe el să nu-l intereseze. Sau poți să încep cu calul lui Ștefan. Și poate să apară, dar să vrea și el. Și atunci când apare și vrea și el, e perfect. Iubirea, voi aveți o idee preconcepută asupra iubirii. Iubirea poate să apară oriunde, oricând, în orice moment. Asta ține tocmai de aici să spună iubire, pentru că ține de Dumnezeu. Nu de noi. Și tocmai de aia este cum este, pentru că iese din tipare. Oricum, dacă într-o zi va apare iubirea, eu personal, indiferent de de consecințele ulterioare, vă zic că apucați-o cu ambele mâini. Iubirea aia care, cum să zic, iubirea aia care te face să uiți de tine, să uiți de tot, de toate, de așa. Pentru că, chiar dacă inițial, mă rog, e partea rău, după aia vine bubuiala sau știu eu ce, ceea ce trăiești ca emoție și ceea ce înveți, și în timpul și după, nu se compară cu nimic. Că... Nu e o formă de plată karmică. Nu. 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 Greșit. Înseamnă că n-ai trăit-o niciodată, Doamnă. Iubirea apare, îți arată cum e raiul. Ai înțeles? Deci în momentul în care apare iubirea aia, nu mai există nimic. Și atunci realizezi că noi avem, voi aveți dimensiunea raiului? De ce iubire e în rai? Și când am avut iubirea de pe face, mă mut de... Ei, în momentul în care înțelegi iubirea aia, abia atunci realizezi cum este cer. Pentru că nu-ți mai trebuie nimic. Ți-ai dorit să rămâi în ea. Cum? Evident nu te lasă Dumnezeu.
De ce nu te las strâns? Pentru că n-ai mai învățat nimic? De ce? E atât de plină de ea, încât îți ajungi și ajunge și sieși. Ești tu cu ea, nu te mai interesează nimeni și nimic. Poți să mă arăt ăsta lângă tine. Ca mușchele. Bun, și atunci ce face, Doamne, Doamne? Îți dă drumul la... Tuf! Bam! De ce? De asta ai dat să-ți dai seama că mai e ceva pe care asta nu e numai asta. Nu e clar? Și pentru că nu ți-ai trăsut. Unde? Unde? Unde să plătim? Deci, tot ce pot să vă spun e că merită. Merită să vă străduiți. Și puteți să cereți până la urmă. Adică puteți să faceți în felul următor. Eu repet, tot zic despre arta de a obține harul, dar voi nu înțelegeți și am impresia, aveți așa un dop. Undeva. În arta de a obține harul, presupune că pot să obțin orice. Orice. Bun. Dom'le, dacă vreau iubire, mă rog la Dumnezeu, Doamne, vreau să văd și eu cum e iubirea asta. Să merge tâmp pe stradă. Nu mai știi cum te cheamă. Să te uiți la ea așa, a noua minută a Rubii. Exact. Deci vreau să simt și asta. Și atunci Dumnezeu, pentru străduința voastră, o să vă dea. Știți ce comis? Oamenii când se îndrăgostesc? Bine, dar trăirea e una, așa cum vezi în exterior, este cu totul altceva. Dacă vedeți un om în extaz mistic, o să vă speriați. Și el este, de fapt, conectat la cer. Asta pentru că noi nu suntem normali. Are prieteni de care are prieteni de domnul bun. Ce? La prieteni de care se duc are prieteni de domnul. Da, da, da. De fapt, ca la schizo. Da. Dar, în realitate, nu. Da? Și îndrăgostitul și el în extaz mistic sunt alte forme de manifestare ale conștiinței. Chiar dacă seamănă un pic cu nebunie și că se crede, nu știu ce, mai multă serotonină sau mai știu ce. Dar, asta nu înseamnă că sunt nebun. Și atunci puteți să cereți inclusiv asta. Pentru Dumnezeu, cereți iubire. O să vă usture fundul. Nu neapărat la propriu. Dar, o să trăiți. Să vedeți și pasta. Și o să vă schimbe radical. Iubirea te schimbă radical. Deci și mai ales dacă nu e împărtășită. Deci dacă nu e împărtășită și se termină și suferi ca un câine, așa și după aceea ce să scrii poezii de alea, de inimă albastră și la laps, dar după aceea te schimbă. De ce? Te face crimpant. Te face să înțelegi oamenii. Te face să înțelegi și ți-e milă de aia răi. Încerc să înțelegi pe aia care îi doare. Îi vezi. Îl știi pe ăla care i-a iubit cu adevărat. Îl recunoști. Și tu. Dar nu știi că ar poți. Nu știi că unde cât ai vedut. Înțelegi? Cam așa e cu iubirea. Dar te schimbă, te umanizează. Iubirea umanizează orice ființă. Și cu cât ești mai dur, cu atât ți-o dă iubirea mai tare. Deci, cei care suferă din iubire, suferă pentru că, în realitate, ca fond, sunt duri. Aici nu prea au probleme îngerii. Îngerii nu prea le-au asta cu iubirile. Nu prea știu să iubească și nu prea să-mi vorbească. Oamenii sunt mai... Dar îngerii nu. De asta nu o să trăiți mari iubiri lângă, sau cu îngeri, sau dacă sunteți îngeri. Pentru că fără să vezi, sunteți mult altă. Sau cel puțin n-am întâlnit eu, vă rog, voi fi... Ori fi și trește. Așa că spun, până la ora actuală, nu m-am văzut îngeri îndrăgostiți prea tare. Adică... Păi cum vă? Adică, în afară de Nicolas Cage în filmul ăla. Care era un film? Care era și Michael în filmul ăla, tu? N-am întâlnit.
cel puțin nu în practica spirituală. Dar or fi, că au mai căzut și aia de pe vremea lui Enoch. Dacă ești în cer mare om, dacă ești în cer mare om, ești supus. Bine, absolut. Deci, de cum că... Aceeași nu. De obicei, cei care vin din ceruri mari, aici intervine și vârsta astrală și experiența. Și cei care au vârsta astrală mare au trăit iubiri intense. Deci eu n-aș mai vrea să trăiesc. Deci mi-am retrăit viețile mele la un moment dat. Păi când auzeam, erau niște melodii de astea produsești de la, mă rog, erau și apăruseră balurile și la nuși copiate de la francez, normal, pe lumea lui Petru. Și când mă luau în jale, și eu nu mai vreau să trăiesc în jale pe aia. Chestii de alea, imposibile, tu erai ofițer, ea nu puteai să te căsătorești cu ea, că tu erai sărac, nu aveai decât solda, ea avea nevoie, ea era de viță nobilă și era frumos dacă trebuia să mâine cu unul bogat. Nu mai vreau de asta. Și astea nu le reîntâlnești într-o viață? Nu le reîntâlnești situația? Ba, le reîntâlnești. Dar nu mai are farme. Ai fără farme. Păi, pe urmă, dar de ce să mă... din nou? Adică, una dintre... una dintre ispitele lumii este să intri în niște scheme în care ai mai fost. În căsătorii în care ai mai fost. În relații în care ai mai fost. În iubirii în care ai mai fost. E cea mai mare țeapă. Adică, multe dintre relațiile în care noi intrăm sunt relații de altă dată. Și asta e o mare țeapă. Sânge ai nu când intri. Când ieși. Adică în momentul în care construiești o relație nouă. Adică, dom'le, n-am avut nicio treabă cu dânsa, doar de vieți. Sau, mă rog, au fost poate ideatice. Dar nu crezi, mă întorc la aceleași carne de pe planeta Pământ. Cum poți scăpa dacă tot randonești cu care ai fost în altă vieți? Pentru că... randonezi tu ai. Bun. Pentru că nu s-a stins. Tu stingeți treaba. Nu știu ce trebuie să faci să stingi treaba asta. Asta e problema ta. Dar e clar că tu ai un MP relativ la el și ai un MP relativ la tine. Nu știu care e MP-ul lui, tu trebuie să știi care e MP-ul tău. Adică misiunea ta personală. Tu faci treaba ta și tai-o. Tu când ți-ai făcut treaba, tu poți să te... Și atunci de ce să te încurci? Adică, una este să fie o relație care e de la Dumnezeu, de-aia nu scapi nici dacă vrei. Una este că te încurci tu, te împiedici. Dacă e la Dumnezeu, care vede? Dacă e la Dumnezeu... Nu trebuie să dai vina pe el. Nu trebuie să dai vina pe el, dar, mă rog, poți să afli dacă e de la Dumnezeu. Poți să ceri semn dacă e de la Dumnezeu. Poți să... De asta, poporul ăsta a fost inventiv, chestia cu pustiul, cu pe submernă, cu... Bravo și Maschio. Deci dacă ai RVD pentru relație și MP și tu îți faci, nu vrei să intri în relația aia, dar îți faci MP-ul, neintrând. Să vii. Deci ai voie de la șeful. Deci voie de la șeful nu înseamnă că trebuie neapărat să iei. Exact, asta trebuie. Da? Mi-e rătut. Deci, Dumnezeu poate să-mi dea voie să fac orice. Da. Sfântul Apostol Pavel. Toate sunt îngăduite, dar toate sunt de folos. Da. Îți e de folos să intri acolo? Intră. Nu ți e de folos? Nu mai intră. Corect. Facem pe U. De unde ai? Ei, da. Ei, da. Hai să-mi fiu serios. Dar cum? Deci mai înveți, dar... Știm-mă foarte clar. Noi știm de la început. Mi-e util sau nu mi-e util? Da? Toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate sunt îngăduite, dar nu toate țintesc. Trebuie să te gândești că la problema asta mai nu au făcut de carne. Sunt cupluri care ajung, ei se iubesc la nivel de sine, dar ajung la frecuri din cauza carnei de neam.
Adică energia negativă care vine de pe neamul unei din părți distruge tot în partea lor. Învățați-vă să vă rezolvați karma de neam. Și asta presupune postul negrului vostru, rugăciunea voastră, lumânările voastre, difuchile date la mănăstiri toate. Pentru că asta tot vine. Și dacă ești căsătorit, ce să rezolvi și karma soției sau soției? N-ai încotro. Nu poți. E musă. E musă. Voi bine peste tine. Deci asta e problema. Dacă nu ești, și atunci, în momentul în care ești cu cineva, mănânci cu el, te cruciule, etc., se produc stringurile. Și oricum te unești. Singura sunt concentrați, sunt informații și energie. Deci, o, cam vine karma peste tine. Adică să nu scapi. Nu știu, dacă trăiești un sputnic, un da. Karma este o energie internă, un buboi, care tinde să iasă pe undeva. Da. Nu interesează pe unde iese. Că iese prin ea, că iese prin bărbatul de lângă ea, sau că iese prin copiii, sau... Nu interesează. Ea iese. Om. Deci imaginați-vă că energia asta negativă este undeva ascunsă, da? Chiar nu poate să iasă în spate decât în mediul nostru. Și atunci este prin mediul bărbatului. Ea are un sistem cu un bărbat, se transferă și prin ăsta. Mai are un copil, se transferă și prin ăsta. Și în funcție de protecția vitală se transferă mai mult sau mai puțin. De aia oricum este la suprafață. Clar? Dintr-o anumită perspectivă, din anumită perspectivă, cu asta închei, una dintre formele de consum karmic rapid este sportul. Exemplu. Sau la ora actuală s-au înțelepțit oamenii. Și vreau să spun că nu o să dau un exemplu, dar am fost la teatre, la piese. Am fost la spectacole în care efectiv cei de acolo fac curățare carne. Da. Mhm. Parol. Foarte simplu. Au cunoaștere și fac treaba asta. Și nu mă refer. Mă refer la spectacole internaționale. Deci vin băieții, cântă ce vreți voi hard rock și vă curăță să ne ieșiți, nu știți, plecare. Vorbesc serios. Și au paranormal care s-au întrebat asta. Vă duceți bine? Și când vă duceți, zice, vă duceți și data viitoare. Și pe ea din problemele voastre. Vorbesc foarte frumos. Ce? E firesc. Da, asta e ideea. Și în perspectivă se rezolvă tot mai mulți care sunt așa. Deci eu aveam un test unde mă duceam și mâncam după fiecare inițiere. Deci când făceam București inițiere o dată pe lună. Ei, seara respectivă mă duceam să mănânc la chinezesc pentru că știam foarte clar că l-a preiat tot de pe mine. Deci, mai știi cum mă curățam? Să plecam de la chinezesc, să plecam ca de la lufă. De ce? Chinezul, orice chinez, adevărat, bucătat, e mai astăzi de antemația. Și el prelua energia negativă și o folosea el în lufă. Și eu preluam de la pacienți, îi duceam în chinezul, era și chinezul mulțumit. Și tot așa, era vorbesc serios. Deci când ai dat comanda, el știe deja, simte cine a trimis comanda aia. Aia e o bucătă adevărată. Când ai pus comanda, el simte deja energia celui care a comandat. Pentru că el trebuie să comande la nivelul energiei, un bucătă adevărat, comanda la nivelul energiei omului, ca să facă pe gustul lui, nu al meu. Știe foarte clar câte sare să pună. Pentru că comandă prin sufletul meu, ca să zic așa.
Ia la eu un cătare, dragă. Bine, băi, sper să vă fie de folos. Deci, chestia asta, lumânările, se face o dată pe săptămână, când vedeți că vine norul negru pe voi, când aia. Nu mai stați ca niște răbuțe să vină cineva să vă ia.